Acum îi dau cuvântul domnului Alexandru Dragnea, asociat la Dragnea și Asociați. Bună ziua! Îmi pare bine că m-ați primit în webinarul dumneavoastră. Aș dori să fac o scurtă expunere a cadrului legislativ actual în materie de securitate cibernetică în general și ușor aplicat asupra securității rețelelor de 5G. La nivelul Uniunii Europene există, pe de o parte, directiva NIS, care asigură cooperarea între statele membre în ceea ce privește incidentele de securitate și în asigurarea unui răspuns la aceste incidente. Această directivă este implementată în România prin legea 362 din 2018 și asigură funcționarea CertRO. Totodată a fost adoptat recent și un regulament cu privire la certificarea rețelelor, certificarea securității cibernetice. Regulament care creează cadrul pentru ENISA și pentru celelalte state membre să creeze standarde ce pot fi aplicate inclusiv rețelelor de telecomunicații 5G. Referindu-mă la ceea ce a spus domnul Murguleț cu privire la bune practici în alte state în implementarea toolbox-ului 5G, aș expune pe scurt legislația adoptată în Austria și cea aflată în fază de proiect în Germania. Astfel, în ambele state, proiectele au fost inițiate de către autoritățile lor naționale de reglementarea telecomunicațiilor, practic de către ANCOM-ul din Germania și ANCOM-ul din Austria. Aceste acte normative transpun parțial mare parte din măsurile prevăzute în acest EU Toolbox. Sunt prevăzute măsuri care să asigure accesul, măsuri restrictive cu privire la accesul la infrastructură, măsuri cu privire la protecția datelor cu caracter personal, măsuri cu privire la auditarea operatorilor și a echipamentelor lor și măsuri de certificare a componentelor. Cred că aceste acte normative ar putea fi avute în vedere inclusiv de către România. Oricum, odată cu implementarea codului comunicațiilor electronice, ENISA va avea un rol de a facilita cooperarea între statele membre pentru asigurarea unor măsuri de securitate coerente și care să împiedice unele bariere de intrare pe piață pentru a asigura operatorilor și producătorilor de echipamente o previzibilitate în ceea ce privește măsurile de securitate. Aceste măsuri ar putea fi avute în vedere de ANCOM, după cum spuneam. Cadrul legislativ actual, Ordonanța 111 din 2011, la articolele 46 și 48, permite ANCOM-ului să stabilească anumite măsuri pe care le impune operatorilor pentru asigurarea rețelelor, pentru asigurarea securității rețelelor cibernetice. De altfel, în temeiul acestor dispoziții legale s-a și adoptat o hotărâre în anul 2013 de către ANCOM, hotărâre care ar putea fi adaptată pentru a răspunde cerințelor prevăzute de Toolbox.